Salut, sunt Carmen, a venit vremea pentru momentul distractiv al zilei. Astăzi o să desenez alături de Tudor. Bună, Tudor! Bună, Carmen! Un iepuraș de Paște și vom începe, așa, uite, de la mijlocul paginii, pe aici, pe undeva, vom face un fel de triunghi, dar puțin rotunjit, uite așa. Acesta ar fi nasul iepurașului. Sub el vom face o dunguliță așa și uite, una încă, una așa, sub el. Aici, în lateralele lui, vom face două cerculețe. Destul de măricele, da? Înăuntru cerculețelor facem un cerculeț mai mare și unul mai mic. Aici, sub aceste mustăți, uite, facem două dungulițe, uite așa, și le unim. Și aici facem încă o dunguliță așa. Și acum, o să facem un cerc mare, pornind de aici, da, de undeva de aici, dar îl ducem pe aici, pe undeva, deci o să aibă o frunte mai mare, uite-te. Acum, aici, îi vom face, uite, o chestiune din asta. Un papion. Și aici îi facem umerii. Aici îi facem, uite așa, două dungulițe. Și cred că îi lipsește ceva acestui iepuraș. Urechiuțe. Urechiuțe. Uite, facem o dungă așa. Și încă o dungă, uite așa. Acum pe asta o să facem așa o ureche și aici o să-i facem cealaltă ureche, uite așa. Și acum înăuntru ei mai facem încă o dată, dar pe forma urechii, da? Un ovar. Și cred eu că avem un fel de iepuraș, nu e așa? Bine, capul iepurașului tău este puțin cam măricel, așa, dar cred că va fi foarte, foarte amuzant. Acum, aici putem să-i facem trei mustăți. Nu e așa? Da. Da, uite, poți să le pornești de aici, adică să continui, da? Ca să pară că vin de pe fața sa. Și acum, cred eu că este momentul să colorăm iepurașul nostru, nu-i așa? Da. Tudor? Bine, hai să-l colorăm. Începem. Nu trebuie să-i facem și un nou? Poftim? Nu trebuie să-i facem. O să-i facem și un nou, dar un pic mai târziu, mai întâi îl colorăm. Acesta este iepurașul nostru de Paște, iar lângă el putem să punem, fiecare dintre cei care se uită la noi poate să pună ce doresc ei, un ou sau un morcov sau așa mai departe. Eu zic așa, urechile, partea asta, da, de dinăuntrul urechii, o facem cu roz, partea aceasta, da, și aceasta. Asta va rămâne albă, ok? Da. Începem.
Așadar, avem un iepuraș de Paște, gătit festiv, da? Are și papion, are absolut tot ce are nevoie acest iepuraș ca să fie foarte fericit de Paște. Iar pe voi, dacă v-a plăcut cum am desenat iepurașul acesta, vă aștept să dați subscribe canalului nostru de YouTube, să desenați iepurașul și să ne trimiteți o fotografie cu desenul vostru. Până data viitoare, nu uitați să desenați!